Postul Paștelui este unul dintre cele două mari posturi din an și cel mai aspru dintre toate. Postul Paștelui începe după Moșii de Iarnă și este ținut și în zilele noastre de foarte mulți credincioși, din motive religioase, dar și de cei care cred în beneficiile postului asupra sănătății. Postul alimentar este adesea asociat cu purificarea trupului și a minții. Pentru creștini, postul este o modalitate de a se smeri în prezența lui Dumnezeu și de a-și reafirma credința. Deși postul nu este o parte obligatorie a creștinismului, finalizarea unui post poate aduce un mare sentiment de împlinire și un sentiment de conexiune cu Dumnezeu. Înainte de Paște, creștinii țin postul mare, perioadă care face referire la postul de 40 de zile și 40 de nopți pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri dăunătoare, pofte, patim sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. Este bine de știut că anul acesta între Paștele Catolic și cel Ortodox este o diferență de mai bine de o lună. În 2024, Paștele Catolic va fi în data de 31 martie, iar Paștele Ortodox va fi pe 5 mai. Postul Paștelui la Catolici a început pe 14 februarie, iar la Ortodox postul începe pe 18 martie. Acesta se va termina pe 4 mai.